Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut cumpătul și l-a lovit fără milă pe un consătean pentru simplu motiv că refuzase să-i dea rest un leu. Gestul i-a curmat viața victimei, pentru că în cădere s-a lovit puternic la cap, iar medicii nu i-au mai putut salva viața. Tribunalul Galați l-a condamnat pe Ionel Buzenche, un bărbat de 52 de ani, la 5 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte. Individul a fost obligat să-i plătească daune morale de 15.000 de lei unei rude a victimei. Decizia instanței nu este definitivă. Tragica întâmplare s-a produs dintr-un motiv absolut ridicol, după ce consumase aproximativ 2 litri de vin. Bărbatul s-a deplasat la un bar din localitatea Gălățeană Băleni, unde s-a întâlnit cu victima, care se afla în stare de ebrietate. Buzenche i-a înmânat o bancnotă de 5 lei pentru a cumpăra o bere care costa 4 lei. Victima a cumpărat berea și a dat-o, dar a refuzat să îi restituie restul de un leu. Buzenche s-a dus apoi la bar, a băut un pahar cu tărie, iar ulterior s-a îndreptat către victimă și a aplicat o lovitură de pumn în zona bărbiei. A fost suficient pentru ca bărbatul să se dezechilibreze și să cadă pe spate, lovindu-se puternic în zona cefei. Nu a fost suficient pentru agresor, care i-a mai aplicat o lovitură cu piciorul în zona coastelor. Martorii la agresiune au spălat victima cu apă și au observat că avea o rană la ceafă. Bărbatul a fost transportat la spital, dar 3 zile mai târziu a decedat din cauza leziunilor suferite. Audiat de polițiști, agresorul nu a recunoscut că a lovit victima cu pumnul, susținând că doar a împins-o. În fața instanței, Ionel Buzenche a revenit asupra celor declarate inițial și a recunoscut ce făcuse, cerând să fie judecat în baza procedurii simplificate a judecății pentru a beneficia de o reducere cu o treime a pedepsei. Raportat la circumstanțele reale și persoanele ale inculpatului, instanța apreciază că stabilirea unei pedepse cu închisoare pentru infracțiunea comisă, situată peste minimul special prevăzut de lege, va fi în măsură să conducă la reducerea și sancționarea acestuia. Este concluzia instanței de judecată, care reținuse că anterior agresorul fusese condamnat pentru omor calificat, relatează mesajul.ro.